Ia, ia, vă rog eu, puțină liniște, haideți, că a scris din nou domnul Vanghelie. Mă rog, ci că echipa de comunicare, evident că echipa de comunicare, plus echipa de gramatică, plus echipa de puțină logică, păi ai nevoie de multe echipe ca să pui niște propoziții cu sens ce-i vâjie lui Marean printre urechi. Ca să înțelegeți, vă zic de la început. Marean e cu țara, bă, e cu poporul. Marean vrea să scape țara de hoți. Da, exact. Unul din Pârnaie vrea să scape țara de hoți. Dar cum vă ziceam, sunt chestii care-i vâjie prin cap lui Marean. N-ai ce să faci. În acest moment nu mai e vorba de doctrine și ideologii, ci cum salvăm România de oameni ca tine și ca generalul Oprea, de finii, nașii, rudele și prietenii voștri. Mareane, nebunule, gagica ta cu care faci copil era parlamentar, iar tu primar. Cum naiba vorbești tocmai tu despre cumetrii? Mâine, poi mâine o să ne zici că nu e bine ce face domnul Băsescu la noua vilă. Ha, dar cum, bă, să ții calul și ursul în curte, nebunule? Vezi, nu-ți convine când face cineva mișto de tine. Cam așa simțim și noi când te auzim pe tine vorbind despre hoție, Mareane. Încă de când era șef al corpului de control al primului ministru, Victor Ponta, alături de generalul Oprea și o camarilă de aceeași teapă, se ocupa intens să distrugă lideri politici prin construirea de dosare false. Du-te! Nu-mi spune că știi ce înseamnă camarilă, Mareane, ești nebun! Deci te rog eu, nu ne lua de proști, ți-am zis. Camarilă nu e aia care merge prin deșert, da? Măcar ține minte asta și tot e bine. Alo, echipa de comunicare, păi ce facem? Nu mai scrieți, mă, și voi de-astea. Cu camarilă, cu moșgerilă, lăsați simplu. Victore, ce-i cardea la asta pe tine, mă? Mă bucur că te-ai rovit la rotula de sus, să moară Bibi. Așa,